numit pe Costel Bălan, coordonatorul, funcție de președinte interimar, al organizației municipale a FNL Băieți. Până la organizarea alegerilor, pentru că vom organiza alegeri în cel mai scurt timp. Vom vedea cum este vremea, dar într-o lună, două, va trebui să facem. Deci, activitatea celor doi colegi va continua la partid, al lui Cătălin Hagiu, un birou județean, cel lui Costel Bălan, ca și coordonator al organizației municipale. Ei și-au dat demisia din Consiliul Local pentru, din motive personale, Cătălin Hagiu are niște afaceri în derulare într-un alt județ și țin de plasare sunt destul de mari. Iar el este un om care se implică cu tot ceea ce poate într-o activitate pe care o desfășoară, nu face lucruri cu jumătate de măsură. Asta este un motiv și niciunul dintre colegii n-a avut cum să opună la chestiunea asta. A fost o decizie personală, tocmai pentru a lăsa organizația municipală să dezvolte, să crească în ritmul ei normal. Iar va rămâne altă de partid, categoric, la fel ca și Costel Bălan, iar în dreptul lui Costel Bălan vrea să-și aloce mai mult timp pentru ceea ce înseamnă activitatea politică, fără să fie de fiecare dată în contact cu ceea ce înseamnă Consiliul Local. În această conjunctură, nu există niciun fel de problemă în interiorul organizației, dar lucrul ăsta nici nu trebuia să-l spun, dacă ar fi fost probleme cu siguranță, până la momentul ăsta, ele ar fi ieșit și ar fi degenerat o situație. Este o decizie comună, este o decizie care face bine organizației și pe această cale vreau să transmit în primul rând primarului faptul că grupul nostru de consilieri va fi mai bine pregătit de acum acolo, pentru că nu se vor evita absențele din cauza unor probleme personale și vom face aceeași opoziție, vom avea inițiative, chiar de în această ședință ați văzut în continuare venim cu inițiative, iar campania de strângere de semnături va avea o echipă mai mare din partea noastră care se va ocupa de acest demers al nostru.